Fabrica de voluntari a încercat să îmbine pentru câteva zile activitățile sportive cu cele ale ecologizării și plantării din cadrul evenimentului G-Fest. Zeci de voluntari au strâns deșeurile din zona de agrement cea a Rosetei și de pe lungul mal al râului Bahlui, dar au participat și la activități sportive. O sută de participanți se vor duela în 12 sporturi. Astăzi suntem la Decathlon. De asemenea, se desfășoară Green Festival, un festival dedicat ecologizării și protejării mediului. Astăzi vom merge de începând cu ora 18 de la pârtea de schi până la cea Rosetii pe la zona cu grătare, iar mâine ne aflăm pe Spai Bahui de la podul de piatră până la podul din Tudor, iar miercuri plantăm flori la Casa de Cultură. Participanții s-au distrat în această săptămână. Festivalul G-Fest este la 13-a ediție și se încheie duminică 20 august.